care mi-a cerut să fie ministrul justiției în 2009 și l-aș fi pus ministrul justiției pe fond. A fost o chestiune pe care i-am promis-o și l-aș fi pus. Avea background-ul profesional, dar n-aș fi crezut că cineva poate să își folosească influența politică pentru a face mai rapid lucruri împreună cu Șova. Astea lucruri pe care nu le știi calitatea de bani. E dezamăgire din punct de vedere moralitate și integritate. În relație cu politica, da, știam că e mai versatil, știam că este un om care schimbă taberele mai ușor, dar până la urmă l-am acceptat cu toții, pentru că atunci când ești lider la tineret într-un partid, trebuie să încurajezi echipa tânărilor din partid. Și asta am făcut-o chiar dacă știam că există și puncte mai vulnerabile în caracterul lui și modul în care îl operează. Domnule Gionești.